În această ediție vom aborda două cazuri cutremurătoare. Destinele a doi copii au fost curmate fără milă, chiar de către cele care le-au dat viață. Este un caz deosebit care ne arată că uneori instinctul matern poate fi, să zic așa, înlocuit de sentimente mult mai egoiste. Ei se raportau la acel copil ca la un bagaj, ca la un balast. Veți vedea cum a fost posibil ca instinctul matern să fie înlocuit de gânduri criminale și cum două suflete nevinovate au murit în chinuri fără a avea posibilitatea să se apere. Bă, n-auzi, bă! Bă, că te omor, bă! Te spart! Bine, e bun la cap. Pe fondul unor divergențe legate de un animal din gospodărie, respectiv o vițică, acesta efectiv a jupuit-o de vie. Vă avertizăm că acest episod conține imagini și informații care vă pot șoca. Ianuarie 2011. Este o noapte geroasă de iarnă. Asupra satului Romanu, din apropierea Brăilei, se așternuse liniștea de câteva ore bune. La un moment dat, dinspre casa familiei Dragomir se aud țipete, bufnituri și plânsul disperat al unui copil. Tu mai taci, mă, din gură și tu. Bă, dar n-auzi, mă! Pijania mătii. Măncică, măncică, mă, iară fac ăștia scandal, mă. N-auzi. N-auzi, mă, gică, cum plânge copilul ăla. Nu avem de treabă cu ei. O să-l bată până-l omoară. Taci, mă, din gură. Băi, dar taci, mă, din gură. Când era trează, era pâinea lui Dumnezeu. Zădea și cam așa după ea. I-am luat la urechi, căuta numai scandalul. Tu-s ceapa mătii de copil. Taci, mă, că te omor. Era recunoscut ca o persoană violentă care era predispus să exercite asemenea acte de violență chiar asupra propriului părinte sau a bunicii. Bă, dar taci, mă, că te omor! A doua zi dimineață era Boboteaza. Oamenii s-au trezit în zori pentru a se duce la biserică. La un moment dat, vecinii văd agitație în curtea familiei Dragomir și ies să vadă despre ce este vorba. Nu erau singurii care auziseră scandalul de noaptea trecută. Am venit, eram în pat acolo, băiatul, negru, atât, din ușă m-am uitat. Și m-am dus la el, l-am întrebat pe el, mamă sa nu era acasă. Zic, mă, zic, dar voi n-ați anunțat poliția și voi n-ați anunțat nimic? Da, n-am anunțat. L-am întrebat pe el, băi, zic, ești vinovat cu ceva, te știi? Nu, nene, el nu a făcut nimic. M-am dus și am anunțat poliția. Ca în multe alte cazuri pe care le-am întâlnit în carieră, vecinii se feresc să ia atitudine atunci când observă ceva în neregulă peste gardul celuilalt. Numai că atunci când avem de-a face cu un copilaș chinuit, lipsa aceasta de reacție este de-a dreptul criminală. Polițiștii care au ajuns primii în casa familiei Dragomir au găsit o adevărată scenă de groază. Te-am găsit la fața locului, pereți stropiți cu sânge, cu salivă, bineînțeles, provenite în urma lovirii copilului. Uite, în halatul ăsta cred că a dormit atunci. Uite, are un pic de sânge pe el. Faci proces verbal. Am înțeles. Am găsit și bucăți, fragmente dintr-un lemn, îi spunem noi, o bâtă, ruptă, de asemenea, ca urmare a loviturilor aplicate copilului. Am găsit și câteva obiecte metalice, un gen port-țigaret și un cui, probabil dintr-un vătrai, un fragment de vătrai. Încălzeau obiectele metalice în jar, da, și îl ardeau cu ele, pe copil. Da, 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 da. Anchetatorii s-au concentrat imediat asupra celor aflați în casă, mama și concubinul acesteia. Era evident că cei doi au fost martori ai clipelor de groază prin care a trecut băiețelul de numai 3 ani, înainte de a-și da ultima suflare. Acum se uitau speriați unul la celălalt și se încurcau în declarații. Când ți-ai dat seama de moartea copilului? Dimineața, când m-am trezit. Tu l-ai lovit, nu? Eu nu am lovit eu. Atunci el urla tot timpul. El. Recunoaște că tu l-ai lovit. Eu? Nu? Atunci tu? Eu? Da. Tu? Păi... Nu, nu vorbește tu! Bă, urla tot timpul. Și era rău. Și... Dar el l-a lovit primul. Eu nu l-am lovit, domnule. Cum să lovesc eu? El. Tu l-ai omorât? Nu mai da vinul pe mine. Deci până la urmă n-ați lovit. Că unul ca altul ați dat în el că n-a mai mișcat. Hai, ziceți, care dintre voi? Eu nu, domnule. Nu. Didona și Viorel s-au întâlnit întâmplător la crâșma din satul Romanu în septembrie 2010. Didona locuia în Brăila cu părinții, dar venise în Romanu ca să-și revadă o fostă colegă de școală. Viorel avea 27 de ani la acea dată. Terminase doar 8 clase, locuia cu bunica și cu tatăl și muncea pe unde apuca. Mai avusese vreo prietenă? Mai fusese insurat? A mai fost concubina în 2004, când m-a liberat din armată, a mai fost cu o fată care ulterior nici... Cu ea n-a mers relația din cauza mamei și cu care am o fetiță. Mai avusese probleme cu poliția? Am mai avut probleme. Ce necazuri a avut? Exact, l-am mai bătut și pe taixul, m-a tăiat și o vacă, s-a dus taixul la poliție, era mai multe a avut la activ. Când era beat, era puțin recalcitrant, așa ca să vă spun. Pe fondul unor divergențe legate de un animal din gospodărie, respectiv o vițică, acesta efectiv a jupuit-o de vie, pentru că nu se înțelegea cu privire la momentul în care să o sacrifice și cum să împartă carnea respectivă. A tăiat-o de vie, că Blecu vrea să el să mănânce o bucată de carne din vițică. Am apucat să mănânce, că s-a dus taixul la poliție, a venit poliția, l-a luat. Ai schingiuit o vițică. Ce s-a întâmplat acolo și ce ai făcut? Am omorât-o, pur și simplu. Cum? I-am înfipt un cuțit între coarne. Și? A murit. Episodul este mai amplu, de fapt. Că lumea spune că aproape ai jupuit-o de vie. Nu mai rețin că eram. Bănuiesc că acest comportament sadic față de animale nu era primul. Nevoia de a satisface pofta de hrană sau de nevoia de mâncare a fost mult mai mare decât orice suferință pe care ar fi putut să o genereze animalului. La un asemenea individ însă constatăm această indiferență față de durerea umană, față de situația în care un copil sau un animal se află în suferință. Ai avut probleme din cauza băuturii? Da. Ce probleme? Am fost internat la psihiatrie. Deși avea 31 de ani și terminase 11 clase, Didona nu-și găsise niciun loc de muncă. Câtă vreme a locuit cu părinții în Brăila, aceștia îi dădeau bani pentru haine și mâncare. Nu s-a căsătorit niciodată cu acte. A avut mai multe relații de concubinaj și a adus pe lume 5 copii. Unul dintre ei a murit pe când avea numai câteva luni de zile. Femeia spune că l-a găsit mort chiar lângă ea în pat. După ce l-a cunoscut pe Viorel, s-a hotărât să plece de acasă. A lăsat în grija mamei la Brăila și 3 dintre copii. Pe Matei, băiețelul de numai 3 ani și 3 luni, nu l-a putut lăsa însă în urmă. Era prea mic. Ce-i cu asta? N-am avut cu cine să-l las, că mama nu mai poate să-l țină, nu vezi cât e de mic? Păi, eu ți-am zis să vii singură și tu vii cu ăsta mic? Hai, nu înțelegești tu situația, că n-am cu cine să-l las. Dacă ne uităm în trecutul ei, constatăm că ea a mai avut un copil care a murit în condiții suspecte, probabil similare, de neglijență sau de cel puțin neglijență asupra copilului, ceea ce atestă o incapacitate a ei de a-și forma ceea ce se numește identitate parentală maternă. Este surprinzător că păstrase acest copil. Pentru mine, ca psiholog, întrebarea se pune de ce nu l-a abandonat și pe acesta, în loc să-i fie oferit această soartă tragică. Instinctul matern ar trebui să fie cel mai puternic instinct. Se pare că în anumite condiții de lipsă de educație, de precaritatea condițiilor, apar alte nevoi care devin mai puternice decât instinctul matern. La această femeie constatăm că pe primul loc este relația cu bărbatul, pentru că ea consideră că este mult mai important să rămână în locuința acelui bărbat, cu acel bărbat, și să facă tot ce-i stă în putință pentru a scăpa de copil pe care îl consideră un balast al relației prezente. Chiar ajuns să culegea veile, că eram la prietenul meu, eram cu venul în căruță, îl duceam acasă. El atunci a venit cu ea. Am văzut-o parcă, dar nu știu în ce cimitir o fi găsit-o, nu mai știu. Cum adică în cimitir? Așa arăta de rău? Parcă era mama pădurii. Mai rău. Cu băutura le avea și ea? Nu știu, eu știu. Cu țigările. Amândoi avea. Și la ei, condițiile în care trăia copilul ăla erau de groază. La mama ei? De groază. Mizerie de nedescris. Era jale ce era acolo. Mizerie, focar de infecții. Tot așa, îl chinuia, îl trântea, punea piciorul pe el, îl călca cu piciorul pe spate. Asta le-am văzut cu ochii mei și nu mi-e frică să le spun. Ce-ai făcut azi? Și ce să fac? Am stat. Hai, dă-și la mine. Auzi că plânge copilul ăla acolo. Așa, și ce să-i fac eu? Păi, ce să faci? Du-te și vezi ce are. Ei, nu se spune. Hai, du-te tu. Mamă, mă nebunește femeia asta. Du-te, vezi ce are copilul ăla, n-auzi? În perioada asta cât ați locuit împreună la Romanul, muncea undeva? Nu muncea nicăieri. Eu eram singurul care îi muncea. Păi, stătea acasă, de copil n-avea grijă, de muncit nu muncea, ce făcea? Mai nimic. Și eu i-am spus la început, mă, dacă vrei să scapi și de el sau și de ea chiar, du-te cu ei la Brăila, că din Brăila am înțeles că era ea, las-o la mamă să acolo, spui, băi, mă duc să-mi iau un pachet de țigări sau mă să bea o bere. Și plec și o lași. Și scapi de ea dacă vrei să scapi de ea. N-a vrut să mă înțeleagă nici pe mine, nici pe taicăsul și uite, a ajuns. O să râdă tot satul, râdă de voi, mai ales de tine. Că ești un prost, crești copilul altora. Tu nu ești în stare să-ți faci. Lasă, mă ocup eu de el, nu mai face grijă ta. Ideea că trebuia să crească copilul altui bărbat îl înnebunea pe Viorel. Scandalurile au început încă din prima zi și au continuat fără oprire. Băiețelul, prea mic, probabil ca să înțeleagă de ce oamenii mari din jurul lui se ceartă tot timpul și îi aruncă priviri furioase, a devenit martorul mut al unor scandaluri ce păreau fără sfârșit. Ia-uzi, iar se ceartă ăștia. Bă, îl bat pe copilul ăsta ca la fasole. Nu, dar mă doare suflet, mă, de copil, mă, săracul copil. Cred că-l omoară într-o zi. Cât o să reziste? A exercitat în mod continuu presiunea asupra ei, acceptând legătura cu ea, dar condiționat de renunțarea la copil. mama era de față atunci când acest individ îi maltrata copilul? Da, majoritatea acestor leziuni s-au produs în prezența mamei. De altfel, niciunul din ei nu avea ocupație, prestau muncă ocazional, asta însemnând că tot timpul erau împreună, implicit acasă, cu copilul. Matei părea că stă tot timpul ca un ghimbe în calea lui Viorel, deși vecinii spun că băiețelul era cu minte. Orice ar fi făcut, nu putea să intre în voie bărbatului cu mintea tulburată de alcool. Acesta voia cu orice preț ca femeia să scape de copil. Bă, dacă nu-l duci undeva, pleci și tu cu el. Și unde vrei să-l ducă? La mama nu poți să-l duc, înțelegi și tu. Păi nu știu, dar râde dracu faptul de mine, mă faci de râs, pleacă cu el de aici. Taci din gura aia odată, ai înțeles? Taci, măi, din gura aia odată, taci! Taci! Acest copil, ca orice copil de altfel, avea și nopți mai nefericite în care plângea, cerea la o liță, avea incontinență urinară, iar cei doi concubini au hotărât să rezolve această problemă limitându-i accesul la mâncare sau alimentându-l foarte lapidar. În lunile următoare, vecinii, dar și tatălui Viorel, spun că cei doi concubini au început să maltrateze copilul în mod regulat. Bietul Matei era ținut dezbrăcat pentru ca să nu fie nevoiți să-i spele hainele în cazul în care ar fi făcut pe el. Băiețelul era obligat să doarmă numai pe o liță în poziția șezut, ca nu cumva să murdărească patul. Didona căpătase o aversiune neomenească față de propriul copil, de teamă ca nu cumva să fie dată afară din casa lui Viorel. Costică! Da, Costică! Ce faceți, mă, la copilul ăla de plângea atâta? L-o omorâți? Ce vreți să-i faceți? Plânge într-una! Dacă nu-i dă de mâncare, n-are grijă de el, ce să-i fac? Nu pot să le fac nimic, ce să le fac? Vrei să dea și în mine? N-ai văzut cât de mare ăla? Vrei să mă omoare și pe mine? Încingea obiecte metalice pe sobă sau în jar și apoi le atingea de corpul copilului, în zona scalpului, în zona feselor, în zona testiculelor. Aceste leziuni cicatrizate deja au fost constatate cu ocazia necropsiei. Chiar în declarații ulterioare, inculpatul a recunoscut comiterea acestor fapte, făcând precizarea că leziunile de la mână i-au fost produse cu același obiect, unuit din neatenție atunci când dorea să maltrateze copilul. Ai vreun frate, vreo soră? Un frate decedat. Decedat? Era paralizat de la vârsta de 1 an. Maica mea l-a trântit pe un fer de călcat și i-a rupt coloana. Ea era cu probleme psihice și cred că din asta rezultă și la mine unele. Anumiți copii care cresc fără prezența mamei, este posibil ca ulterior să dezvolte asemenea conduite. Și în istoria acestui individ, noi întâlnim mai multe evenimente care atestă caracterul sadic al întregii sale personalități. Faptul că chinuie copilul ținându-l pe o liță, faptul că faptul că folosește obiecte băgate în foc pentru a-i crea durere, faptul că lovește, faptul că nu-l hrănește, sunt doar câteva elemente. Așa cum există obiecte ale plăcerii, există și obiecte ale plăcerii sadice și cred că acest individ se hrănea cu suferințele copilului. Te-ai înțeles bine cu copilul acela? Da, foarte bine. Pot să vă spun chiar foarte bine. Chiar am ținut la el. Cât stătea copilul ăsta pe o liță? Mai aproape tot timpul îl ținea pe o liță, că o făcea pe ea. Îl ținea pe o liță pentru că avea probleme de comunicare. Nu putea să vorbească. El nu putea să ceară, de exemplu, când vroia să-și facă nevoile, nu putea să ceară. Nu putea să vorbească, nu putea să comunice. Pentru că nu și-a dat nimeni interesul pentru el ca să-l învețe, să vorbească, să fie comunicativ cu cei din jurul lui. Păi mâncați ca niște nesimțiți aici. Copilul ăsta nu-i dați nimic de mâncare, vă fie rușine, nesimțicilor. Nu știți decât să mâncați. Am înțeles că mai tot timpul ținea pe o oliță. Da, pe o oliță, o ținea și pe sală. Păi vorbim de noiembrie, decembrie, era frig. Era frig. Mă luam de ea, da. Și dacă mă luam de ea, îi spunea lui. Și s-a luat de mine. Am înțeles că ați avut probleme și cu... Așa de că să iau eu bătaie din cauza ei și copilul, îi lăsam în pace. Nu vedeam de treabă eu cu mama. Nu cred că există niciun fel de scuză pentru tăcerea sau pentru o implicare tacită, pentru că dacă ei nu au luat atitudine, înseamnă că într-un fel sau în altul au fost de acord cu ce i s-a întâmplat copilului. Și prin atitudinea lui, lor, i-au încurajat? I-au încurajat și i-au spus că el nu greșește. Le-am dat aici de toate, și carne, și tot, n-am făceți. Nimic. Numai când i-a arestat pe ei de a luat, când am intrat, am găsit 4-5 kg de carne prăjită, dar lui copilul ăla nu-i dădea. La cercetarea la fața locului am găsit resturi alimentare, o mâncare destul de consistentă, din care au consumat cei doi concubini, iar pentru copil păstraseră mămăligă cu sare și au dat o cană cu apă. Avea mătreață și îl rădea cu lama în cap, creându-i și leziuni pentru, spunea el în accepțiunea lui, să-i îndepărteze mătreața. Potulește-te, mă, că te sparg! N-auzi, bă? Bă, te omor, bă, odată! Potolește-te odată! Că te omor! Nu auzeați copilul plângând? Nu, țipând? Unde ședeam eu, numai acolo, nu. Nu se auzea? Nu se auzea nimic. Eu mă băcam cu băiarul. Vă înțelegeați cu el? La lemne acolo, îi dădeam și lui subțioara, vinea, le punea și lor aici, trebuie să aibă de foc. Matei a fost chinuit în acest fel luni în șir. Îl învățaseră să doarmă pe o liță și, ca să nu amorțească, îi punea o pernuță în brațe pe care băiețelul se sprijinea cu capul. Vecinii spun că Viorel a devenit obsedat de acest copil pe care îl bătea și fără să aibă vreun motiv. Dădea în el ca și când ar fi fost un om mare, nu un suflet de numai 3 ani. Iar când era și puțin băut, bărbatul îi lovea pe toți cei care îi stăteau în cale. Tendințele astea către violențe fizice s-au exercitat cu precădere asupra minorului și constau în lovirea în mod direct, cu pumnul, cu obiecte, cu diferite obiecte a acestui copil de numai 3 ani și 3 luni. Ba chiar am stabilit că într-o iarnă l-a aruncat pur și simplu în pielea goală în zăpadă. N-auzi, mă, potolește-te odată! Bă, n-auzi, bă! Bă, că te omor, bă! Te sparg! Am înțeles că ați avut niște conflicte și v-a și bătut de câteva ori băiatul. Ce era cu el? De ce era așa de violent? Când bea. Numai când bea? Când bea, atât. Când era treaz, fată mare. Asta era vinovat la băutură. A avut o izbucnire nervoasă și a și dat foc la ceva. Ce s-a întâmplat atunci? A dat foc la... ciocanii care aveam și eu în curte pentru animale. Că sângesem, că aveam și băcuța și calul și aia. După ce i-am stins, bea nebun la cap. Între tine și tatăl tău au existat conflicte? Au mai fost. L-ai lovit vreodată? Da. Care erau motivele? Îmi reproșa anumite lucruri. Cam ce anume? Că mai beam, mai consumam și eu alcool ca orice om. Mi se pare puțin deplasat să-ți lovești propriul părinte. Pentru că și el, la rândul lui, a fost violent cu părinții lui. Asta ai văzut-o tu? Da. Cu bunica se certa, mai era violent față de ea? Da, o mai înjura, o mai aia și nu puteam să agreiez lucrurile astea. Pentru că pe mine bunicii m-au crescut, de fapt. Deci tata mai puțin. El ce meserie a avut? A fost fochist, strungar, tinichigiu, lucra. Tu ce meserie ai? Tractorist, mecanic agricol. Persoana despre care vorbim, avea un comportament violent. A fost în nenumărate rânduri sancționat de poliție pentru tulburarea liniștii, scandal în familie și a lovit tatăl în repetate rânduri, iar după ce depunea plângere și era închetat de poliție, își retrăgea plângerea, se împăca cu autorul. Ce ai de gând să faci? Te ceri cu toată lumea. Ce crezi că o să se întâmple? Taică tu are dreptate. Bă, mă nebuniți de cap! Mai tăceți dracu din gură, să mă duc la balamuc cu voi. Ce să te duci la niciun balamuc, aici te îngrop. Băi, ce-ai zis, mă? Băi, ce vorbești tu, mă, ce-ai zis acolo? Băi, nu mai te îngrop. Liniștiți-vă, că sunteți oameni în toată lumea. Cei doi concubini, Viorel și Didona, se comportau ca și când voiau să scape de copil odată pentru totdeauna. Tatălui Viorel și bunica spun că nu aveau ce să facă, iar vecinii preferau să nu se bage în familia lor. Tuturor le era frică de bărbatul violent. Spune că a făcut asta pe el. M-am săturat de tine, mi-ai mâncat zilele. Fiind izolat de restul comunității, prea puțini aveau acces să constate starea fizică în care se afla. În schimb, atât bunica, dar și tatăl inculpatului sesizau chestia asta, vedeau că, într-adevăr, ca urmare a tratamentului la care era supus, starea lui se deteriora, au repetat tot timpul și au solicitat inculpatului, cel puțin, să înceteze cu astfel de tratamente. Măi, femeie! Ce vrei? N-auzi? Plânge copilul. Așa, și ce vrei să-i fac eu? Păi până când îl lași să plângă? Hai, mai taci! Ce neînțeleg. Ce viață ducea băiețelor? Nu prea era îngrijit, nu prea îl îngrijea, nu prea avea grijă lui. Cine îl lovea mai des? E? Tu nu l-a lovit niciodată? O singură dată i-am dat o palmă la fund. A spart o farfurie, dar asta nu... Toate semnele de violență existente pe corpul copilului i le-a provocat concubina mea, fosta concubină. Cum de acceptai din partea ei violențele pe care le exercita asupra copilului? Violențele se petreceau mai mult în lipsa mea. Trecuseră 4 luni de când Matei împreună cu mama lui se mutaseră în casa lui Viorel. Sărbătorile de sfârșit de an se pare că nu au adus armonia și pacea în sânul acestei familii. Atunci când toți copiii așteptau venirea moșului, copilul de numai 3 ani a primit din nou bătaie și o bucată de mămăligă. Copilașul acela era ținut nemâncat, fapt constatat de medic. Măcar când veneai tu acasă, de la muncă, de unde veneai, aveai grijă să vezi că acel copil mănâncă ceva? În prezența mea era hrănit. Mânca? Deci îi dădea. Atunci, în prezența mea, da, mânca. Ce anume? Ce îi se oferea? Nu prea îi se oferea, pentru că am înțeles, tot din declarațiile de la dosar, că una mâncați voi și alta primea acel copil. Deci, în prezența mea, ce mâncam eu? Dacă mâncam o ciorbă, o friptură sau ce era acolo, ce dădea Dumnezeu să fie? Ce mâncam eu, mânca și copil. Ceea ce s-a întâmplat în noaptea de 5 spre 6 ianuarie 2011 a fost reconstituit cu greu de către polițiști. După încă o noapte de beție, cei doi se pare că au adormit în sfârșit. Copilul a țipise de ceva vreme, învăluit de fumul țigărilor și de aburii alcoolului. Firai tu să fii de copil? Ce-ai fă? Vezi că s-a pișat ăsta pe el. Copilul era așezat, chinuindu-se, rezemat de canapea pe o liță. Pe timpul nopții, inculpatul a acuzat dureri de măsea. Inculpata s-a trezit pentru a merge la toaletă în curte. Când a revenit, a constatat că acest copil, țipind pe o liță, a răsturnat olița. Ea a călcat în balta de urină, lucru care a înfuriat-o teribil. Măi, nu te mai suport! O să tacă, că-l omor! I-a aplicat ea câteva lovituri peste cap, după care a urcat în pat. Copilul, provocat și de aceste lovituri, și-a accentuat plânsul. Condiții în care s-a dat jos din pat inculpatul și i-a aplicat o lovitură dându-i capul pe spate și lovindu-l în partea laterală stângă de mânerul canapelei. Din ricoșeu a căzut cu fața pe sobă care era încinsă, iarăși s-au accentuat țipetele și mai tare. Românul se din cap. Tragi-mă din gură și tu. Bă, să tragi din gură. I-a mai aplicat o lovitură, după care copilul a devenit ușor inconștient, apreciem noi. Inculpata a coborât din pat, l-a luat lângă ea în pat, deși horcăia practic și avea ochii dați peste cap, semn clar al pierderii conștiinței. Spre dimineață au constatat decesul copilului, pe pernă lângă capul acestuia o baltă, vomismente, regurgitare, probabil în somn. Ce s-a întâmplat în noaptea aceea, mă interesează? Am avut o certă cu concubina, reproșindu-mi de atâtea ori că, domnule, că te duci la femei, că faci, că drești, că asta, că pe mine mă iubești mai puțin, că ai început să te răcești de mine, pe asta, chestii din astea. I-am spus că să-și facă bagajul și să plece la maică-sa, m-a săturat. Deci mi-a ajuns la limita în care nu puteam să o mai suport. Copilașul unde era atunci? Era în cameră, cumva. Eu m-am pus și m-am culcat. În timp ce am adormit asta, ea s-a sculat din pat și am lovit copilul, capul de sobă. Să-l înjure, să-l blesteme, să-l facă în tot felul. În seara comiterii faptei, când a fost lovit copilul, bunica a deschis ușa și le-a spus să-l lase în pace și să termine cu acest tratament inuman. Când ați constatat că a murit? Spre dimineață. Am văzut că nu mai l-am luat după uliță, că i-am zis să iau după uliță și asta, să sun la salvare, să sun asta, să fac încolo și a zis că pe ea nu interesează, poate să moară, pe ea nu interesează. Și am copilul l-am pus în pat. Bun, ce te-a oprit să sun tu la salvare? Eu, seara, când m-am pus să mă culc, aveam un telefon mobil care îl dețineam. L-am lăsat pe masa unde, lângă pat, acolo. Dimineața când m-am trezit, telefonul nu l-am mai găsit acolo, l-am găsit ascuns sub preș. Dovadă ceea ce că ea a vrut într-adevăr ca copilul ăla să moare și să nu îi se ofere un ajutor. Nu știu, panică aia, nu pot să știu ce s-a întâmplat. Am mers și i-am spus lui taică, mă, uite ce s-a întâmplat, asta și asta și asta. Și el ce a spus? Mi-a zis să mă duc să anunț poliția. În dimineața aceea, cum ați constatat că a murit copilul? Bă, dar eu n-am știut. Nu? Nu. El a venit, dă-mi bicicleta. Vezi că e acolo, ia bicicleta. A că viu repede, el s-a dus împrumutit bani ca să ia copilul să-l ducă la liceu. Să-l îngroape acolo ca să nu mai știe nimeni nimic. Dimineața, vecinii au sesizat o activitate suspectă în casa familiei Dragomir. I-au găsit pe cei doi concubini agitați. Spuneau că băiețelul a murit noaptea trecută și că trebuie să se ducă urgent la Brăila ca să-l înhumeze. Și-au dat seama că ceva necurat s-a petrecut și au sunat la poliție. Ne-am deplasat la fața locului, ocazie cu care, într-o cameră, pe pat am găsit corpul nesufletit al copilului, un geamantan, precum și o sacoșă. Autorul urma ca împreună cu concubina să se deplaseze în municipiul Brăila cu corpul copilului pentru a-l înhuma. Îl introduseseră într-o sacoșă și urma să-l transporte cu un geamantan. Când a venit să-l ia atunci criminalistica, fiind pe mașină, un fost coleg de-a meu. Aici m-a ajuns și pe mine să-l scoatem de acolo. Și atunci l-am văzut și eu că nu puteai să pui degetul undeva să nu fii vânăt sau... Acum că l-a bătut, când l-a bătut, nu mai știu ce a făcut. Și eu l-am întrebat și atunci, i-am spus, mai ai făcut ceva? Nu, eu n-am făcut nimic. Și până la urmă s-a constatat că și el a fost implicat în așa ceva. Cine a avut ideea să duceți copilul la Brăila și ce voia să faceți acolo? Concubina mea. Ce voia să faceți? Să-l ducă la părinții ei acolo și să urmeze, să-l îngroape, asta ca să nu mai știe nimeni ceea ce a făcut. Tu ai fost de acord cu propunerea ei? La început, da, dar pe urmă am avut unele rețineri. Pentru că știam că o să se ajungă la întrebări care o să ceară și răspunsuri. De ce am murit și cum am murit. Martorii care i-au întâlnit în acea dimineață spun că Viorel și Didona nu erau deloc afectați de moartea băiețelului. Erau preocupați doar să scape repede de cadavrul copilului înainte ca poliția să ia la întrebări. Este greu de înțeles cum aceste orori s-au întâmplat atâtea luni în șir, fără ca nimeni să anunțe autoritățile. Din ceea ce îmi spui, înțeleg că, pe lângă faptul că te consideri nevinovat de comiterea faptei, ai și un sentiment de regret pentru ce s-a întâmplat. Da, regret. Nu trebuia să ajung aici. Consider că ai vreo vină prin faptul că n-ai îndepărtat-o la timp de tine? Da. A, pentru că nu am fost mult mai atent, nu m-am implicat mai mult în relația asta decât trebuia. Dacă ai fi îndepărtat-o din casa ta, crezi că acel copil mai trăia acum? Poate că mai trăia, poate că nu. Consumul de alcool, probabil la internare la psihiatrie, cu siguranță comportamentele agresive care au fost îndreptate împotriva lui de către tatăl său, toate aceste lucruri nu au creat decât o personalitate de tip antisocial cu puternice conotații de sadism și, evident, găsind un copil la dispoziția lui, nu a putut decât să proiecteze toate nemulțumirile și satisfacțiile. Și tot comportamentul pe care l-a văzut până atunci nu a făcut decât să îl însutească și să ajungă cu acest copil la situația de a-l ucide. Inculpata se află în penitenciarul Bacău și execută 19 ani de închisoare, iar inculpatul în penitenciarul Giurgiu și execută 16 ani și 8 luni închisoare. Cât mai ai tu de executat din pedeapsă? Fac 8 ani în ianuarie. Ecourile oribilei crime de la Romanu se stinseseră de mult. Trecuseră 5 ani și liniștea de mormânt a uitării se așternuse peste trupul copilului de numai 3 ani. Când credeau că nu vor mai fi nevoiți vreodată să vadă trupul unui copil mort în chinuri, în luna iunie 2016, anchetatorii din Brăila primesc o sesizare înfricoșătoare. O echipă de muncitori la salubritate a descoperit în ghena de gunoi a unui bloc cadavrul unui nou-născut. Era înfășurat într-un sac de gunoi care s-a rupt accidental. Sună la poliție? Sună tu. După ce oamenii s-au uitat mai atent, au găsit în alți 2 saci placenta și cordonul umbilical. Au fost efectuate verificări pornind de la locul faptei, respectiv scara blocului, pornind de la ghenă, ajungând pe scara blocului respectiv. S-a încercat o inventariere, ca să zicem așa, a persoanelor cunoscute ca purtătoare de sarcină. Anchetatorii au aflat în scurt timp că mai multe femei din blocul respectiv erau însărcinate, dar nimeni nu știa ca cineva să fi pierdut o sarcină de curând. S-a mers atunci și pe ipoteza că cineva din altă zonă ar fi putut arunca acei saci aici. Dar niciun indiciu nu a confirmat această pistă. În paralel, s-au continuat investigațiile în bloc. Exista o familie care nu fusese găsită acasă toată ziua. Vecinii spuneau că și aici locuia o femeie care ar fi putut fi însărcinată. Hai mai intră mai repede, închide ușa. Nu mai era poliția, mai era pe jos, portava pe... Nu mai era nimeni. Am dat-o tură în jurul blocului și n-am văzut pe nimeni. Dar ți-am zis să te duci să arunci copilul în altă ghenă în luna noastră. Din cauza ta o să intrăm în pușcărie. Ești o proastă. Băi, tu știi bă, ce rău mi s-a făcut după ce am născut? Bă, nu mai puteam să mă țin pe picioare aleșinată acolo. Ce era dacă ieșeam în stradă, mă vedeau ea plină de sânge? Abia m-am întâlnit până sus. N-am avut ce să fac. Bă, stai liniștit că am rezolvat. Iată, m-am gândit eu bine și aveam un plan. O să-mi pun eu o pernă, ceva, știi, aici, ca să mă vadă ăștia că sunt căborțoasă, fii atent, și mă mai plimb pe aici, pe lângă bloc, o zi, două. Și după aia le zici tu, zici și la administrator, la toți pe aici în bloc, că m-am dus la mătușii mea la București, ca să mă operez la un fibrom, o chestie complicată, că de-aia, și mă duc să mă operez. Și fii atent, după aia când mă întorc și mai spam purtă, se înțelege, da, m-am operat de fibromul ăla, nu mai am nici să... Și nu o să ne prindă, stai liniștit, că n-are cum să ne prindă. Existau declarații, afirmații contradictorii, fie că era însărcinată, lucru perceput de vecini, fie că acea proeminență abdominală se datora unui fibron, așa cum declara chiar persoana în cauză. Aceste amănunte rezultate din investigații au și dus la concluzia că una din principalele suspecte de comiterea faptei ar fi chiar această femeie. Avea o legătură de concubinaj mai avea doi copii minori, erau încredințați statului, respectiv Direcției pentru Protecția Copilului. De asemenea, vecinii cunoșteau că în apartamentul respectiv, locuit de cei doi tineri concubini, exista un grad ridicat de degradare și de mizerie. Bă, mă doare rău tot. Nu mai știu, mă, frate, ce să mă fac, mănânc în continuu. Mă, dar ce dracu te-am ascultat și n-am făcut și o avort, mă. Cum eram dracu liniștită. De unde fă bani de avort? Eu ți-am zis să naști și să arunci copilul și gata. Nu, mă, dar m-am gândit mai bine, mă. Nu mai bine îl las. Da, mă, și duce la orfelinat. Da, mă, au grijă ea lor doi de el. Bă, tu crezi că ăștia la orfelinat ne primesc așa copiii cum vrem noi? Am dus deja doi. Crezi că ne primești și cu al treilea? Nu știu, mă, dar am și mie milă așa. Parcă l-aș lăsa. Bună ziua, aveți... Doamnă! Bună! Bună ziua! Aveți vreo vecină care a fost gravidă sau zilele astea s-o fi născut cumva? Sau ați văzut-o fără burtă? Dom'le, în blocul nostru sunt mai multe femei gravide. Dar de ce întrebați? S-a întâmplat o problemă. Aici, în bloc. A fost găsit un copil mort în gheara de gunoi a blocului. Ai de mine. Asta e, da. Nu se poate așa ceva. Da. Nu deschidem orice ar fi. Dacă sparg ușa, îi dăm în judecată. Investigatorii au aflat destul de repede mai multe detalii despre această femeie. Petronella avea 23 de ani și locuia cu concubinul. Aveau împreună doi copii, dar îi dăduseră la un centru de plasament. Tânăra nu lucra nicăieri, iar Florin, tatăl copiilor, era mai tot timpul plecat. Era șofer la o firmă de curierat. Toți vecinii știau că cei doi concubini trăiau într-o mizerie cruntă și că Petronella abia putea să aibă grijă de ea. Spuneau că au văzut-o în ultima vreme pe străzile din zona blocului unde locuia. Au observat că îi crescuse burta și au bănuit că este din nou însărcinată. Bună, vecină! Bună ziua, ce faceți? Uite, felicitări pentru copil! A, nu e cazul, nu sunt însărcinată, am o problemă medicală și trebuie să merg la București să mă operez. Dar mă tot amână medicul ăla, nu știu ce e ocupat, că e aglomerat. Îmi pare foarte rău. O zi bună. O zi bună, vecină. Coincidență sau nu, din momentul în care a fost găsit fătul în ghena blocului, femeia nu a mai fost văzută o perioadă de timp. Flerul polițiștilor i-a făcut să meargă cu cercetările pe această pistă. Am obținut autorizație de percheziție domiciliară pe apartamentul respectiv, am obținut ordonanță pentru efectuarea examinării fizice a persoanei respective. După 2 zile de activități și de căutări, ca să spun așa, am reușit în sfârșit să luăm legătura cu această persoană. Am explicat că datorită faptului că acest făt a fost găsit pe scara în care și ea locuia, era normal să verificăm toate femeile care prezintă sarcină de pe scara blocului respectiv și, bineînțeles, urma să ne extindem. Am fost ușor dezamăgiți. Ipoteza creată de noi cu privire la faptul că fătul provine din sarcina acesteia se cam risipea, în sensul că aceasta prezenta semne vizibile de sarcină, semne accentuate. Mandatul de percheziție le-a dat posibilitatea anchetatorilor să examineze atent apartamentul. Munții de mizerie și mirosul greu de suportat nu i-a împiedicat însă pe aceștia să găsească probe importante. Deci că e chiar de bună aici. Ori stau oamenii ăștia în halul ăsta. La percheziția domiciliară le-a fost greu să deosebim aspectele de interes pentru cazul nostru de mizeria generalizată. A fost identificat un lighean în care erau urme de apă în diluție cu lichid de culoare bunoroșcat, cârpe. Deci am găsit semnele clare ale unei nașteri neasistate. Îi lipsește educația contraceptivă, pentru că dacă ar fi avut o asemenea educație, nu ar fi rămas însărcinată. Îi lipsește educația legată de sarcină, de îngrijirea sarcinii. Îi lipsește educația legată de naștere. Ea nu are niciun fel de înțeles a acestor fenomene și, evident, nu va înțelege care pot fi consecințele unei nașteri făcute acasă. Practic, ignoranța și lipsa educației au pus în pericol propria ei viață. Polițiștii și-au dat seama că femeia minte. Deși vecinilor le spusese în toată această perioadă că are un fibromuterin, acum și-a schimbat varianta. Deci tu ești însărcinată, da. Și ești în continuare însărcinată. Da, mai am. Cât mai e? Mai am, cam vreo lună. Ești, să zicem așa, în evidență la vreun medic cu sarcina? Nu, n-am fost la niciun doctor. Deci nu te-au luat în evidență? Și atunci de unde știi câte luni mai ai, cum mai ai, ce mai ai? Cam după calculul meu, cam așa ar fi, cam o lună ar mai fi. Poți să ne deschizi haina, te rog frumos? Da. Și și tot, până jos, până la piele. Să-ți văd buricul. Da. Da, mă, da, să-ți văd buricul, ți-am zis. Ei, nu prea e sarcina acolo, vezi? Ia desfă tot așa să vadă lumea. Deci, aia e sarcina acolo sau ce? Că nu-mi dau seama, eu sunt bărbat, nu sunt femeie. Hm? Nu. Păi de ce te dai gravid? Hm? Tu ești cea care l-a aruncat? Nu, nu sunt eu, mă jur. Și de ce îți maschezi asta? Hm? Păi de ce maschezi chestia asta? De ce afirm că ești însărcinat? Copilul acela, dacă s-ar fi născut viu sau mort, ea tot l-ar fi omorât și l-ar fi aruncat. Situația de promiscuitate în care trecea, mizeria absolută, ne arăta o indiferență față de igienă. Un copil acolo nu prea avea ce căuta și probabil și ea era conștientă de aspectul ăsta. Femeia se încurca în continuare în propriile minciuni. Le spusese această poveste cu fibromul uterin atât vecinilor cât și propriei mame și era hotărâtă să meargă până la capăt cu ea. Urmele de sânge găsite în apartament spuneau însă fără urmă de îndoială care este adevărata poveste. Concluzia medico-legală a fost foarte explicită. Fătul a fost născut viu, pentru câteva secunde, viabil, fără malformații ale craniului, trunchiului, membrelor. Pe fondul nașterii neasistate s-a înnecat cu lichid amniotic. Fiecare om își alege felul în care să trăiască, mai curat sau mai murdar, asta e opțiunea lui. Dar când vorbim despre un copil, trebuie să avem grijă de sănătatea, de viața lui. Au existat femei care au născut în avion, în mașină, în căruță, pe câmp, în pădure, oriunde. S-a întâmplat. Dar au avut grijă de propriul copil. Au fost situații când femeile, unele dintre ele și doar foarte puține, sub imperiul acelei emoții, a celor traume din momentul nașterii, și-au omorât pruncul. Legea prevede clar că aici avem de-a face cu pruncuciderea. Numai că, în situația noastră, e vorba de cu totul altceva. Avem de-a face cu un omor calificat. Avem de-a face cu premeditarea. Femeia aceasta și-a premeditat omorârea propriului copil. Am apelat chiar și la analiza genetică, am stabilit că este fătul ei, este născut de ea. Anchetatorii au fost șocați de sângele rece cu care femeia povestea cum i-a luat viața propriului copil înainte ca acesta să apuce să tragă măcar o gură de aer. Trupul neînsuflețit al bebelușului a fost înfășurat în saci de gunoi și aruncat apoi la gheana, ca pe un obiect stricat de care nu mai ai nevoie. Nu a apărut deloc afectată de această faptă a ei. Poate considera că nu are legătură directă acțiunea ei cu decesul fătului. Cred cu tărie că nu este primul copil pe care îl abandonează în felul acesta. Cred că am mai avut asemenea tentative în afara celor doi copii pe care i-a abandonat. Cred că am mai avut sarcini pe care le-a abandonat în același moment. Inculpata a fost condamnată 1 an și 6 luni cu suspendare sub supraveghere pentru comiterea infracțiunilor de vătămare a fătului și profanare de cadavre. Am văzut cum două tinere mame au devenit, fără a avea nici cel mai mic scrupul, criminale. Criminalele propriilor copii. Întotdeauna rezolvarea unor astfel de dosare lasă un gust amar anchetatorilor. Dreptatea care se face prin identificarea criminalului nu alină suferințele prin care au trecut acele suflete nevinovate înainte de a-și da ultima suflare. De aceea, oricine poate da un semnal, fie că e vecin, fie că e rudă, prieten, atunci când observă ceva în neregulă. În felul acesta pot fi prevenite astfel de tragedii. Dacă aveți suspiciuni sau informații că un copil este neglijat, abuzat sau maltratat, nu ezitați să anunțați poliția. Un simplu telefon poate face diferența între viață și moarte.